Fermele de animale închise, una după alta, situația este extrem de gravă. Seceta din sectorul vegetal face victime și în zootehnie, iar fermierii din sectorul laptelui au ajuns la capătul puterilor. Mulți dintre crescătorii de vaci se gândesc cu groază la ceea ce va urma peste iarnă, având în vedere că n-au reușit să-și asigure hrana de care ar avea nevoie animalele. Astfel, unii dintre aceștia au ajuns deja la decizii radicale și își închid fermele, pentru că falimentul bate la ușă, a precizat Ionuț Lupu, director executiv al Asociației Holstein-Ro pentru AgroTV. Avem chiar în organizația noastră un fermier din județul Călăraș care în perioada imediat următoare va trebui să renunțe la animale pentru că presiunea este deja mult prea mare. Vorbim de un fermier care în momentul de față mulge aproximativ 150 de capete și care efectiv a ajuns la capătul, la capătul puterilor. Situația nu este una singulară. Se pare că la nivelul întregii țări foarte multe ferme au ajuns aproape de acest punct iar măsurile impuse în ultima vreme de guvernanți nu au dus la o îmbunătățire a situației. Noi avem făcute destul de multe simulări, dar mi-este frică să, să le lansăm, pentru că de fiecare dată au generat foarte multe, foarte multe discuții. Asta cu siguranță, dacă începem să lansăm anumite cifre, ar fi o pată neagră pentru Ministerul Agriculturii și lucrul ăsta chiar nu ne-l dorim. Situația însă este extrem de gravă și lucrurile astea se vor vedea și din, din cifre. Mulți dintre fermieri ne-au trimis rezultatele foarte bune ale colegilor din... Din, din zona de procesare și marjele pe care ei le-au înregistrat. Nu este problema noastră ce se întâmplă acolo, o să vă veți vedea la pol opus ceea ce se întâmplă în, în fermele de, de vaci. Deci, e clar că nu mai vorbim de profitabilitate în momentul de față, nu vorbim de marjă, nu vorbim de nimic altceva decât de supraviețuire și ar fi păcat să existe o presiune mult mai mare din partea unor multinaționale în dorința de a bifa profit și mai mare și fără să susțină, fără să susțină acest, acest, sector cum este faca de lapte. Orice impunere pe care ar face Ministerul Agriculturii și eu am analizat în repetate conjuncturi modul în care în momente de criză Ministerul Agriculturii sau guvernul au venit și au impus niște plafonări. Nu ne-am înțeles rostul, nu ne-am înțeles gândirea, pentru că la final tot fermierul este cel care trebuie să plătească orice plafonare care va fi anunțată la raft.